Viața și faptele Sfântului Vasile cel Mare. Scenariu radiofonic de Ina Sterescu. Lunările stau să se stingă, candela abia mai pâlpâie, iar pe tine te găsesc cu ochii arși de o steneală, migălind o nouă cuvântare. Așa-i? Chiar acum am isprăvit, venerabile dascăleubul, cuvântul de lacrimă pentru cel mai slăvit prieten al meu. Da, pe care toți creștinii îl numesc Sfântul Vasile cel Mare. Iar eu, asemenea multor, îl socotesc împăratul cuvintelor duhovnicești, ochiul bisericii și gura de foc a Sfântului Duh. Înălțătoare și prea adevărate vorbe rostite ai, adevărate acum, adevărate și peste veacuri. Nu zadarnic ți se spune Grigore, teologul, ori Grigore, cuvântătorul de Dumnezeu. Înțeleptul e obul, ne-ai fost amândurora dascăl în altele școli ale Atenei, apoi l-ai însoțit cale îndelungată prin ani pe marele nostru Vasile. Ai fost martor al faptelor sale, l-ai cunoscut bine, așa că citește, rogu-te, cele așternute de mine. Poate ai și niscaiva adăugiri de făcut. În urma penei tale, Grigore de Nazians, cam greu, dacă nu chiar peste putință. E drept că înainte de această scritură închinată strălucitului meu prieten și îndrumător, într-o chipare omenească a legii virtuții, mi-am curățat cugetul cu aleasă pioșenie ca în fața unei icoane. Abia după aceea am lăsat pana să aștearnă rânduri, nenumărate rânduri, despre ce înseamnă Sfântul Vasile cel Mare pentru noi toți. Ascultându-te, Grigore de Nazians, îmi crește nerăbdare de a citi panegiricul. Ce ți se întâmplă, venerabilul meu dascăl? Ești palid, parcă și mâinile stremură. M-a cuprins o mare sfială, ca atunci când cuteza te pătrunde de taina lucrurilor sfinte. Dar nu-i puțin lucru să răsucești timpul pe firul vieții și al faptelor Sfântului Vasile cel Mare. Eu am notat spre știința tuturora, dar și pentru a înțelege mai bine în ce familie s-a născut și ce aer a respirat de mic, că a văzut lumina zilei într-o casă din Pontul Capadociei, ocrotită de o puternică și îndelungată credință în Mântuitorul nostru. Așa e. Pe la începutul anilor 330 venea pe lume al doilea copil al dascălului cetății, Vasile și al Emiliei, într-un șir de frați și surori, din care cinci și-au dăruit viața lui Dumnezeu, au dobândit ranguri înalte în biserică și au fost socotiți sfinți. De fapt, și înaintașii lui Vasile au urmat neabătut învățătura Sfintelor Scripturi. Țin minte că odată mi-a povestit câte ceva despre bunicii lui. Doamne, cu câtă venerație vorbea. Frate Grigore, știi că părinții tatălui meu au trăit în vremurile de cumplită prigoană, dezlănțuită de împăratul Maximin împotriva creștinilor? Din cronicele timpului am aflat, Vasile, că Maximin dăduse frâu liber unei cruzimi fără margini, înscăunând nelegiuirea și vărsarea de sânge la rang de fală pentru credința în zeii vechii Rome. Întocmai pe bunicii mei pronia cerească i-a îndrumat, împreună cu o mână de creștini din Cezarea și de prin alte cetăți, în pădurile dese din munții Pontului. Acolo și-au dus traiul și și-au înodat strâns șirul rugăciunilor aproape 8 ani. Câtă suferință, Doamne, din iubire pentru tine. 8 ani de chinuri, 8 ani de suferințe de nedescris, îndurate fără a târti, precum alții, deși nu le-au căzut din cer nici coșuri cu pâine,
și nici pești. Da, dar pădurea i-a dăpostit și i-a hrănit. Și-au scăpat cu viață numai prin neclintirea lor în credința și iubirea pentru Iisus Hristos. Învățăturile Lui le-au schimbat viața. De aceea am respect bunicii. Îi iubesc și îi venerez pentru toate acestea și pentru credința ce mi-au transmis-o prin părinți. Un dar fără de preț. Așa se face că aceste daruri au înflorit cu osebire în casa dascului Vasile și a Emiliei, părinții fericiți ai atâtor odrasle binecuvântate de cel de sus. Mai ții minte, dascule Ubul, că atunci când tânărul Vasile s-a dus în Cezarea pentru a-și desăvârși studiile, faima lui de înțelept și învățat ajunsese cu mult înainte. Eu l-am cunoscut abia când mi-a devenit ucenic la Atena și abia atunci i-am aflat felul de a trăi și de a gândi. Trebuie să recunosc că această întâlnire m-a tulburat adânc. Vasile, Grigore, apropiați-vă! Grigore, mi s-a năzărit ori ne strigă cineva? Este dascălul nostru, Eubul. Iată-ne, înțeleptule, Eubul. Care ți-e voia? Noi toți filozofii de față ne-am prins într-o strașnică dispută. Ce ar putea fi cel mai înțelept lucru din viață? Și nu putem cădea la înțelegere asupra acestui cuvânt din Hrisovul adus de învățatul cel de colo, care a venit tocmai de la Roma. Ia să-l văd. Așa, da, desigur. Iată, raționamentul este bun. Citiți-l, prea cinstite fețe. Oh, așa este. Totul nebănuit de simplu. Bravo, înțeleptule Eubul, fă-mi cinstea și spune, cine e cel care a stins focul disputei noastre? Ori Dumnezeu, ori Vasile. Și acum încearcă ce mare tulburare. Nici nu-ți poți închipui, Grigore, cât de profund m-a impresionat Vasile, voind să aflu mai multe despre adâncimea gândirii lui. Am stat amândoi și am tâlcuit de ale filozofiei 3 zile necurmate. O, dascăle, Ubul, cât de bine mi-amintesc acea întâmplare. Da, ne-am aprins atât de tare și cu atâta erocință, încât nici n-am băgat de seamă că ceasurile au luat-o la goană. Venerabili înțelepți ai Atenei, aveți știință de bunul meu prieten Vasile pe unde o fi? Cum să nu, Grigore? Despică firul filosofiei în patru împreună cu Eubul sus pe Acropole. De atât amar de timp? Întocmai. Acolo i-am lăsat, acolo i-am găsit preț de câteva apusuri și răsărituri. N-aud, nu văd, nu li sete și nici foame. Îți rămân îndatorat, înțelepciule. După tine, care este temeiul, firea filozofiei și a lumii? Cugetarea neîncetată la sfârșit. Ce voi ești a afirma? Dulci sunt cuvintele cele lumești, însă plină de amărăciune este lumea pentru cel ce se ține de ea cu iubire și cu patimă. Una este slava trupească și alta a firii celei fără de trup. Nu-i cu putință să se îndulcească omul din amândouă slavele, întrucât nimeni nu poate sluji deodată la 2 stăpâni. Și ce trebuie să facem? Putem împărți celor flămânzi pâinea înțelegerii. Pe cei răi putem să-i aducem sub acoperământul faptelor bune, îmbrăcându-l pe cel gol, ajutându-l pe cel lipsit. Dar zeii mei nu-mi cer astfel de purtare față de alții. Noi creștinii credem în mântuire. Cu toții vom învia. Unii pentru viața veșnică, alții spre pedeapsa veșnică.
După cum ne va judeca Iisus, cel ce a căutat oaia pierdută și pe fiul risipitor. Mântuitorul care este dătătorul pocăinței și răsplătitorul nostru, chiar dacă am venit la el în ceasul al 11-lea, precum tâlharul de pe cruce, dar nu mă întrerupe, ci cearcă aprinde miezul spuselor mele. Învață-mă, Vasile, te ascult. Prin pocăință noi primim o naștere nouă din apă și din duh. Ochiul vede ce n-a văzut, urechea ce n-a auzit, din toate fericirile pregătite pentru cei ce îi urmează calea. Vasile, acum înțeleg de ce am fost orbit de mulțimea templelor închinate zeilor și tot acum încep să deslușesc lumina cea adevărată. Vreau să mă nasc și eu a doua oară din apă și duh. Prin tine, Vasile, vreau să ajung la Dumnezeu Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Bine că în sfârșit ți-am auzit glasul, prietene Grigore, că până adineauri n-ai scos niciun sunet. Nici că aș fi cutezat. V-am urmărit cu sufletul la gură. Acum că v-am găsit, am venit să-mi iau rămas bun. Încotro, Grigore? Acasă, la Nazians. Mi-a trimis carte părintele meu să mă întorc grabnic, căldoboară anii. Tatăl tău este episcopul cetății, nu-așa? Da, este ierarhul Naziensului și îmi cere să-l ajut în treburile episcopiei, așa că rămâneți sănătoși. Du-te cu bine, prietene neprețuit. Fii și la Nazians cuvântătorul de Dumnezeu, după cum ți-i renumele. Eu rămân cu tine, Vasile. Iar ca semn al luminării mele pe calea ce o voi urma de acum înainte, îți încredințez întreaga mea avere să o împarți săracilor cum crezi că e mai bine. O vom face împreună. După aceea vom lua drumul Ierusalimului să ne închinăm la locurile sfinte și să primim botezul în apa Iordanului. Arată-mi, Doamne, că sunt vrednic să primesc botezul în râul în care l-a primit și fiul tău din mâinile înainte mergătorului Ioan. Haide, dascăle Iubul, leapădă-ți și tu veșmintele purtate. Odată cu ele te lepezi și de omul care ai fost, de vechiul om. Primește, Doamne, ruga mea fierbinte. Dă-mi, Doamne, un semn. Cei doi au intrat în apă, implorând cerul. Oare se va întâmpla ceva? Taci, taci, femeie, taci! Să-l auzim pe arhiereu. Uite-l, uite-l că-și umple căușul palmelor cu apă. Uite! Și le ridică deasupra creștetului lui Vasile. Ce-i asta? Ce-a? Spintecat cerul. Asupra celor din râu a coborât un fulger. Priviți! Din fulger a țâșnit un porumbel. Dar ce face? Porumbelul s-a scufundat în apă. A tulburat-o de tot. Gata! Porumbelul a zburat. S-a pierdut în tării. A fost un semn. Semnul? Semnul pentru care s-a rugat Vasile. S-a săvârșit o minune. O minune, o minune dumnezeiască. Acel an petrecut împreună cu Vasile în Ierusalim m-a marcat pentru totdeauna. Povestește, povestește, dascleubul. Eu voi urmări în manuscrisul meu descrierea acestor întâmplări minunate. Știu că ați petrecut un timp în Antiohia, la episcopul Meletie. Da. Acolo Vasile a fost hirotonis diacon și a tâlcuit pildele lui Solomon. Nu după multă vreme ne-am călătorit spre Cezarea Capadociei. M-a
mare ne-a fost mirarea când la porțile cetății am văzut că ne așteptau oamenii arhiepiscopului Leontie cu blândă poftire de ospeție. Binecuvântează-ne, înalt preasfințite Leontie. Sărutăm dreapta arhiepiscopului Cezarei. Voi sunteți, vă recunosc, voi sunteți. Se adeverește visul meu din noaptea trecută. Da, noi suntem. Dar de unde ne cunoaște însuși păstorul Cezarei, nu pricep. Ai dreptate, Vasile. Să vă explic. Noaptea trecută am avut o vedenie. Se făcea că voi doi vă apropiați de porțile cetății, în timp ce auzeam o voce puternică, coborâtă parcă din cer, care îmi spunea că la vremea cuvenită, tu, Vasile, vei fi uns arhiepiscop în scaunul Cezarei. Chiar dinți de dimineață am chemat tot clerul și pe cei mai aleși bărbați din cetate și am anunțat că veți sosi. Și ei cum ți-au răspuns? Ți-au dat crezare? Nu s-au îndoit de fel? De fel, Vasile. Îmi amintesc întocmai cuvintele fruntașului lor. De vreme ce pentru cinstita ai viață Dumnezeu ți-l arătat pe urmașul scaunului tău, se cade să urmezi cele prevestite în vedenie, întrucât cu adevărat vrednic este omul pe care judecata lui Dumnezeu ți-l descoperă. Dar eu nu râvnesc la ranguri. Îmi doresc să duc viața cuvioșilor pe care i-am cercetat în Egipt, Palestina, Siria și Mesopotamia, o viață de monah în chip, în duh și în faptă. Vasile l-a uimit și pe arhiepiscopul Leontie cu felul lui de a trăi ca un pusnic, dar și cu spiritul lui deosebit de pătrunzător, precum și cu noianul de înțelepciune și de învățăminte cu care îi copleșea pe toți, îndrumându-i spre credință, bunătate, cinste, milostenie. Apoi Leontie s-a stins. I-a urmat Ermogen, care l-a hirotonisit pe Vasile prezbiter. După ce și acesta s-a mutat în cer, a fost cerut ca arhiepiscop Vasile, însă el s-a ascuns, socotindu-se în marea lui modestie nevrednic. Așa că a fost înscăunat Eusebiu, care însă s-a dovedit prea puțin învățat și neiscusit în mânuirea cărților. L-am cunoscut bine. Îl rodea zavistia, pentru că toți îl lăudau și îl cinsteau pe Vasile pentru viața lui sfântă și plină de înțelepciune. Atunci, pentru a se feri de orice pricină de supărare, s-a gândit să părăsească Cezarea. Vasile, ai desăvârșit regulile vieții monahale. Minunat, e minunat. Am stabilit o seamă de, să le spun, noi principii pe care trebuie să le respecte un monah și... Ce-i cu larma aceasta? Oameni buni! Cine norocine s-a bătut pe capul vostru? Hai nouă, Sfinte Vasile! Ajută-ne! Scapă-ne, feciorul, Sfinte Vasile! Și ți-am dat tot ce avem! N-am nevoie de nimic din sărăcia voastră, mamă disperată! Nu-ți pierde speranța și credința în mila și puterea celui de sus! Sfinte Vasile! Feciorul lor nu-i bolnav, ci îndrăcit! Tu, piei, diavole! Și lasă băiatul în pace! Tu, piei, satană! Tot bolnav se cheamă că este... Haideți, dascăle Eubul Grigore, să ne rugăm fierbinte cu toții pentru alungarea celui viclean și pentru izbăvire. Priviți! Începe să se liniștească. Feciorul vostru bun creștin va fi vindecat. Slavă ție, Doamne! Ne-am rugat cu toții în sân.
Doar Sfântul Vasile cel Mare avea darul facerii de minuni. Pe mulți i-a vindecat, pe mulți i-a scăpat de duhurile rele ce puseseră stăpânire pe ei, chinuindu-i în fel și chip. Tocmai Sfinții Părinți l-au socotit cel mai mare, cel mai puternic exorcist, adică izgonitor de duhuri rele. Mă gândesc că rugăciunile compuse de el pentru alungarea diavolilor, cunoscute ca exorcisme, sau moliftele mari ale Sfântului Vasile, vor fi de ajutor cât va dăinui lumea. Sfinte Vasile! Sfinte Grigore! Înțeleptule Eubul! Iertare că vă tulbur, dar au sosit vești cumplite din Cezarea și din Nazianz. Ce vești? Ereticii lui Arie dezbină biserica, neagă esența divină a lui Hristos, au năucit oamenii, i-au zăpăcit și e nevoie de voi să puneți capăt ereziilor. Am plecat la Nazianz. Voi o luați către Cezarea ale episcopului Eusebiu, nu-i așa? Vasile, ia-mă cu tine, nu mă mai dezlipesc de voi de acum înainte. Haideți! Mănunțit am descris în panegiricul meu strădaniile necurmate ale Sfântului Vasile cel Mare cu vorba și cu pana pentru a îndepărta primejdia pricinuită de arieni și a curăța credința adevărată de eresuri, apărând cu strășnicie Sfânta Treime. Iar mai departe văd că ai rătat și cum au reușit episcopii să-l înalțe pe Vasile în scaunul de arhiepiscop. Da. După ce s-a săvârșit din viață Eusebiu. Firește. Vasile, nu, că nu-i vrednic. Alții sunt mai încununați de mai multe merite. Episcopii și credincioșii nu se lăsau nici ei mai prejos până ce a limpezit toate. Chiar monahul sosit cu voi de la mănăstire. Sfinte Vasile, vrei cumva ca arienii să ridice în scaunul arhipăstoresc pe unul dintre ei lor? O, Doamne, cât bine a făcut noul arhiepiscop al Cezareei. Cum știa să propovăduiască, grăind inimilor tuturor. Oprește un bob să vă afăca, m-a te rugat ceva. Spune, iute, ce vrei de la mine? Greșesc cumva sau fugi să-l prinzi în urmă pe Sfântul nostru arhiepiscop? Nu greșești, dar dacă m-ai oprit pentru atât, apoi să știi că... Vreau să ajung la Sfântul Vasile, ajută-mă, te rog. Și de ce nu te înfățișezi de-a dreptul? Sfântul își găsește timp pentru oricine îi calcă pragul. Uite-l, dă fuga și spune-i păsul. Sfântule Vasile, ai milă de mine. Spune-mi, suflet amărât, care ți-e jalba? Dar mai întâi ridică-te. Da. Nu sunt icoană să îngenunchezi în fața mea. Așa. Acum te ascult. Oh, înalt preasfințite, mai marele cetății, mă nedreptățește. Așa, deci. Da. Păi să-i trimit cartea eparhului. Cuvioase! Eu, Sfinte. Dă-mi rugute cele trebuincioase scrisului. Să alcătuim epistola. Femeia săracă, purtătoare a acestei scrisori, nădăjduind că vei vrea să o asculți și că am trecere la domnia ta, m-a rugat ca la rândul să te rog să nu mai asuprești. De este adevărată jeluirea ei, fii bun și nu mai nedreptății. Punct. Gata. Hai! Fugi, femeie! Da. Cu înscrisul la epar și adu-mi răspunsul, vreau să-i cunosc inima. Oh, dar unde? Unde te găsesc, fericitule Vasile? La una din vasiliadele mele, uite. Uite, pentru ca să nu te rătăcești, te va aștepta cu viosul de față. Da. Haide, dascăle Eubul, că ne așteaptă bolnavii, bătrânii și orfanii noștri. Da, am auzit de Vasiliade, am auzit. S-a întins vestea că Sfântul Vasile cel Mare a înființat ceva care nu s-a mai pomenit până în ziua aceasta. Spitale, orfelinate și,
și azile pentru cei năpăstuiți de soartă. Ba și școli am auzit, școli pentru copiii săracilor. Dumnezeu să te ocrotească și să te răsplătească pe măsura binefacerilor săvârșite. Nimeni, nimeni n-a mai făcut așa ceva. Sfinte Vasile! Sfinte Vasile, am adus... Ce este? Am adus răspunsul eparhului. Îl am aici, uite. Ia să-l vedem cât de milostiv se dovedește. Ascultați cu toții. Aș fi voit să fac milă femeii sărace, dar nu pot pentru că ea se află sub dajdie. Nu-i adevărat! Inima de piatră. Asta are parhul nostru. Femeie săracă. Da. Ia-ți copiii și du-te în partea cetății destinată în întregime vasiliadelor. Da. Acolo te vei adăposti de acum înainte. Tu, cuvioase, du răspunsul meu eparhului și întoarce-te iute. Ascultați ce i-am scris. Dacă ai voit și n-ai putut, bine. Iar te-ai putut și n-ai voit, te va aduce Dumnezeu în starea celor ce zac în nevoie. Dar cu foamea cea mare, cum a fost? Mare nenorocire. Măreau săraci pe capete în vreme ce avuții își țineau grâul la ambare să-i crească prețul. Și atunci Sfântul, văzând atâta neomenie, a prins a merge zilnic pe la cei bogați, vorbindu-le despre milostenie, rugându-i, sfătuindu-i, propovăduind iubirea celui de-aproape a lui Avraam, povestind despre cât de primitor fusese Lot, despre felul cum Iosif cel frumos îi hrănise pe egipteni. Da, da, tot atunci s-a petrecut și întâmplarea cu împăratul Iulian Apostatul, cel care se dezisese de dreapta credință întorcându-se la idolatrie. Cetățenii Cezarei, însoțiți-mă la porțile cetății să-l întâmpinăm cum se cuvine pe împăratul Iulian. Nu pare a sosi în o speție cu atâta amar de soldați după el. Este doar în trecere către ținuturile perșilor pe care îi ceartă cu război. Se vorbește că s-a lepădat de credința noastră pentru vechi zei. E adevărat? Doar l-ai cunoscut bine la Atena, ați învățat la aceeași școală. I-a fost dascăl și înțeleptul Eubul. Putea oare împăratul să devină păgân? Din păcate, așa s-a întâmplat. De aceea i s-a zis și apostatul. Oricum ar fi, el și oamenii săi ne sunt oaspeți. Să ne purtăm cum trebuie și să-i cinstim cu ceea ce avem. Iată-i! 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 Bun sosit, împărate Iulian! Primește în dar ceea ce mâncăm și noi. Aceste pâini din orz sunt tot ce avem mai bun de când s-a bătut asupra cetății o foamete cumplită. Ți le dăruim din toată inima. Așa e, primește-le, primește aceste pâini. Ospătăm cu bucurie din mult puținul ce-l avem. Îi auziți, centurion? Trei pâini din orz pentru strălucitorul împărat al Imperiului. Se vă opreșiți! Ce dar minunat! Trei pâini! Răsplătiți-i darul, centurion, și dați-i lui Vasile iarbă de livadă! Da! Ce bojocură! Slăvite, împărate! Noi ți-am adus din cele ce mâncăm noi. La fel... Tu ne-ai răsplătit cu cele ce, bine se vede, mănânci. Hai, ce s-a mai înfuriat împăratul? Va dori răzbunare, tare mă tem de asta. Vasile, și voi toți, să vă îngrozească clipa aceea când mă voi întoarce biruitor din Persia. Va fi vai și amar de voi, voi arde până în temelii Cezarea, iar pe poporul cel amăgit de tine, Vasile, îl voi târî în robie. Așa voi face
că nu-i cinstiți pe zeii mei. Am zis. Și acum la drum. La drum, centurion! Să-i călcăm! Să-i facem una cu pământul! Toți perșii! Cetățeni ai Cezarei! Așteptați-mă! Nu va dura mult! Cetățenii ai Cezarei, frații mei întru Hristos, nu vă lăsați înspăimântați, nu vă temeți avuturile, ci doar sufletele. Aduceți banii, giuvaierurile, pietrele scumpe. Le vom face grămezi în calea împăratului, iar el, din lăcomie, le va aduna și ne va lăsa în pace. Așa vom face! Așa vom face! După ce oamenii au strâns banii și obiectele prețioase le și aveau, le-ar sfântul, le-a notat cu grijă ale cui sunt, i-a sfătuit să urce cu toți pe muntele Didin și la adăpostul țancurilor împădurite să aștepte trecerea lui Iulian Apostatul. Acolo, în vârf, se afla și o biserică închinată Sfintei Fecioare. După postul de 3 zile ținut cu mic, cu mare, să ne rugăm din tot sufletul Maicii Domnului în biserica din vârful Didimului să ne ocrotească de împăratul cel păgân. Apără-ne, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, de vrășmaș. La picioarele tale cădem să ne pui la adăpost. Ești mamă, ai milă de copiii noștri. Rugați-vă, frați și surori, întru Domnul, împreună cu câțiva preoți, cu învățatul Eubul și cu monahul sosit cu mine de la mănăstire, vom coborâ în cetate la biserica Sfântului Mucenic Mercurie să ne închinăm la prea cinstitele-i moaște. Ceilalți rămâneți pe munte în rugăciuni până trece primejdia păgână. Așa vă mulțumesc. Toții martorii a încă unei vedenii minunate. Priviți! Mucenicul s-a făcut nevăzut! A dispărut din icoană! Ce se petrece? Doamne, a reapărut cu sulița însângerată! Ce poate să însemne asta? Înseamnă că Sfânta Maică ne-a scăpat cu ajutorul lui Mercurie! Sfinte Vasile! A sosit un sol de pe drumul Persiei cu vestea că împăratul Iulian a fost răpuns cu sulița pe câmpul de luptă de către un soldat învăluit în lumină. Oameni buni, să mulțumim cu smerenie celui de sus. Și acum că v-ați reîntors teferi în Cezarea, luați-vă îndărăt banii și odoarele scumpe. Nu le luăm. Dacă am vrut să le dăm păgânului, cu atât mai tare vrem să le dăruim spre slava celui ce ne-a izbăvit. Prea bine! Prea bine! Vă luați înapoi fiecare a treia parte, iar cu ceea ce a rămas vom ridica o bolniță, o casă pentru săraci și un adăpost pentru bătrâni și pentru neputincioși. Astfel veți așterne peste ei milostenia voastră în numele Domnului. Oh, sunt destui bani și prea îndeajuns. Poate vom înălța și o școală pentru copiii nevoiași cu un orfelinat. Să fie întocmai cum hotărâți voi. Eu voi posti și mă voi cufunda în rugăciuni timp de o săptămână, pentru că îmi doresc lumină și îndurare de la cel de sus, pentru a săvârși sfânta slujbă, cea fără de sânge, în care trupul și sângele Mântuitorului se transformă în pâine și vin. Mi-o doresc de când mă știu.
Dascăle Eubul, ce face sfântul nostru arhiepiscop? Postește, înalță rugăciuni, iar noaptea trecută a scris chiar cu mâna sa, în cuvinte precum lacrima de curate, tainele sfintei slujbe. Acum slujește în altar. Să mergem. Privește, biserica e plină ochi de credincioși. Iată-l, chiar în această clipă ridică pâinea. O, cât de gravă este vocea. Vibrează de plinătatea credinței. Tu, Doamne, cel ce stai înălțime cu Tatăl tău, precum și aici cu noi nevăzut, învrednicește-ne cu puternica mâna ta pentru a dărui prea curat trupul tău și prea cinstit sângele tău, nouă tuturor noroadelor. Vădu lumină cerească învăluind altarul și pe arhiereu. Cumva mi se pare... Minune! O văd și eu. Și eu. Nu, o vedem cu toți. O vedem. Priviți, niște ființe strălucitoare, înveșmântate în alb, l-au înconjurat pe sfântul nostru Vasile. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai îngăduit să zăresc slava ta. Parcă ar fi pogorât din cer sfinții apostoli să-l întărească pe Vasile, arhiereul lui Dumnezeu. Cu toți am fost cutremurați, văzând cât de mare este sfințenia celui ce odinioară îmi fusese învățat cel. Și totul parcă s-a întâmplat ieri. Dar să mergem mai departe cu cititul. Am fost și eu de față când împăratul Valens, sosit în Cezarea Capadociei, a intrat în biserica în care Vasile săvârșea slujba de sărbătoare închinată botezului Domnului. Ce i-a plăcut lui Valens toată orânduiala care în bisericile sale ariene nu exista. Și cu ce cuvinte, nu omenești, ci dumnezeiești, l-a întâmpinat Vasile pe împărat. Dar s-a întâmplat ca însuși fiul său, Galeriu, să cadă în suferință de moarte, iar de boala fiului împărăteasa își învinuia soțul pentru că îl prigonea pe nedrept pe arhiereul Cezarei. Vasile, dacă sunt plăcute lui Dumnezeu dogmele credinței tale, roagă-te și scapă viața fiului meu. De te vei uni, împărate Valens, cu credința cea dreaptă și vei dărui pace bisericilor, atunci va trăi și fiul tău. Făgăduiesc, dar nu mai scapă-l. Și s-a rugat sfântul, iar Galeriu s-a îndrăvenit. Însă arienii nu i-au dat pace lui Valens, spunându-i că și ei ar fi putut să săvârși vindecarea, și au cerut să-i boteze fiul, dar atunci s-a întâmplat o nenorocire. Galeriu și-a pierdut viața, fiind chiar în mâinile arienilor. Ce jale s-a lăsat, cât plâns, câtă durere! Valens a priceput însă prea târziu ce judecată strâmbă a avut. Auzind de toate acestea, Valentinian, fratele lui Valens, cu care împărțea Imperiul Roman, s-a minunat foarte și i-a trimis lui Vasile drept recunoaștere multe bogății. Iar sfântul nostru ce-a făcut? A ridicat cu ele noi vasiliade și a miluit pe mulți năpăstuiți ai soartei. Ia să văd ce cuprinde mai departe manuscrisul tău,
Grigore de Nazians. E întâmplarea aceasta mi-e cu totul necunoscută. Da? Oare pe unde mă preumblam de nu știu? Mi-a povestit-o Eladie, fostul ucenic și destoinic urmaș al marelui Vasile. Ascultă. Un înalt dregător pe nume Proteerie, cercetând locurile sfinte, s-a gândit să o hrăzească pe fiica sa lui Dumnezeu într-o mănăstire. Însă diavolul a îmboldit pe o slugă de-a lui Proteerie să-i jinduiască fata. Sluga și-a vândut sufletul cu înscrieri în regulă, iar diavolul a înnebunit-o pe fată, care împotriva voinței și a povețelor părintești s-a măritat cu tânărul acela. După vreme însă ea a simțit că soțul ei se ferește de a merge la biserică și atunci nu s-a lăsat până n-a aflat întreaga tărășenie. Îngrozită, a dat fuga la Sfântul Vasile mărturisind unde a dus-o neascultarea părinților și i-a cerut ajutorul. Pleacă, femeie, și lasă-ți bărbatul păcătos cu mine la mila și îndurarea Domnului. Omule! Voiești să te întorci la Hristos? Voiesc, dar nu pot. Nu pot, m-am legat de diavol cu un scris. Nu te teme, numai să te rogi și să ai credință neclintită. Mă voi întoarce peste câteva zile. Binecuvântat să fii cu semnul Sfintei Cruci. Cum îți mai e, fiule? Acum, bine, părinte. Cât am visat luptându-te cu diavolul și biruindu-l. Atunci Sfântul Vasile l-a dus pe tânăr în chilia sa, apoi cu mulțime de preoți și noroți au rugat toată noaptea de izbăvire. A doua zi a fost adus și tânărul în biserică, însă pe drum necuratul s-a repezit să-l smulgă din mâinile Sfântului Vasile. Oamenii erau îngroziți, văzând cum ghiare și colți îl sfâșie și îl însângerează pe arhiereu, dar n-au slăbit cântările de psalmi. Auzeau cum voci, parcă ieșite din iad, îl cereau pe tânăr urlând că singur s-a lepătat de Hristos și s-a vândut întunericului veșnic. Tremurau de groază preoții, tremurau de groază credincioșii, dar se rugau și mai tare. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Lui i-a vindecat sufletul, dar am văzut cum arhiereul nostru, rugându-se o noapte întreagă la căpătâiul unui lepros, l-a scos din încăpere a doua zi întreguț. Și pe câți alții a lecuit de beteșuguri și de boli cu darul lui minunat de a vindeca. Oare cine a sosit în cetate cu atâta alai? Împăratul Valens, ce mai fi vrând? Nu cumva i-au cerut din nou arienii să le ia biserica? Ba-mi e teamă că e chiar așa! Cât ai venit cu gânduri bune, împărate, te primim cu brațele deschise. Dar ai luat biserica celor cu dreaptă credință și ai dat-o ereticilor, fără să faci vreo judecată, fie ea strâmbă ori dreaptă. Fă atunci tu judecată, Vasile, însă cum se cuvine, cu dreptate. De voi judeca pricina cu părtinire, să mă surghiunești, împărate. V-am chemat în fața bisericii și pe voi, drept credincioși, precum și pe voi, arieni. Împăratul Valens mi-a dat împuternicire să judec a cui este pe drept biserica aceasta. De fapt, judecători veți fi voi înșivă. Cum adică? Nu înțeleg. Mergeți de închideți și pecetluiți biserica, fiecare cu lacătele și cu lanțurile lor. Apoi și unii și alții să se roage,
Mai întâi arienii să înalze rugăciuni neîncetat timp de 3 zile. Arieni, dacă rugile voastre vor face să se deschidă singure ușile bisericii, biserica să fie în veci a voastră. Noi ne vom ruga doar o singură noapte. De nu vom reuși nici noi, biserica tot a voastră să rămână. Vă învoiți, arieni? Da, ne învoim. Așa să fie. Sfinte Vasile, arienii n-au izbutit nimic. Este rândul nostru. Credincioși, ridicați mâinile spre cer și strigați cu tărie: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Priviți, priviți, Sfântul face de 3 ori semnul crucii în dreptul ușilor. Bine este cuvântat Dumnezeul creștinilor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cat hecețile! Se sparg zăvoarele și lacătele! Unele după altele! Se deschid ușile bisericii! Singure! Nu! Nu singure! Din voia Domnului și cu puterea rugăciunilor noastre. Amin! Amin! Înțeleptul. Ajungem și la capătul scrierii mele de lacrimă pentru Sfântul Vasile cel Mare. S-a dus la ceruri chiar în prima zi a anului, când nu împlinise nici 50 de ani. Dar cred, și timpul va sta mărturie, că Sfântul Vasile cel Mare va face tot binele din lume celor ce-i cer ajutorul, celor necăjiți și striviți de soartă, până la sfârșitul veacurilor. Amin. Ați ascultat Viața și faptele Sfântului Vasile cel Mare. Scenariu radiofonic de Ina Sterescu. Distribuția a fost următoarea: dascălul Eubul, Constantin Codrescu; Grigore, Alexandru Repan; Vasile cel Mare, Mihai Cafrița; Leontie, Ion Pavlescu; monahul, Radu Amzulescu; Iulian, Romeo Pop; Valens, Mihai Niculescu. În alte roluri: Daniela Ioniță, Oana Răsuceanu, Lavinia Gheorghe, Petronela Stiopu, George Grigore, Titi Dumitrescu, Dan Bobe, Daniel Popescu. Producător: Irina Soare. Regia de studio: Violeta Berbiuc. Regia de montaj: Mirela Anton. Regia muzicală: George Marcu. Coloana sonoră și regia artistică: Vasile Manta.